Singurătatea poate duce la boli grave și a fost declarată de către experți prioritate globală în materie de sănătate. În acest sens, specialiștii de la Organizația Mondială a Sănătății caută soluții pentru a-i ajuta pe oameni să-și aprofundeze legăturile sociale. Singurătatea a devenit o îngrijorare pentru specialiștii din întreaga lume. Tot mai mulți oameni de pe glob au probleme din această cauză. Singurătatea, după părerea mea, este cea mai gravă pedeapsă pe care o poate avea un om. Roxana, o studentă de 18 ani din București, spune că se simte singură chiar dacă are mulți prieteni. Foarte mulți se izolează în casă, nu vor să iasă, ba au probleme cu părinții, explică Roxana. Singurătatea afectează oameni din diferite categorii sociale și de diferite vârste. Am mai avut momente în care m-am simțit singură. Sunt în anul 4 la facultate, stau la cămin și am un cerc de prieteni, dar nu întotdeauna găsesc înțelegere, așa cum găsesc din partea familiei, spune o tânără. Un studiu făcut recent în 142 de țări a arătat că unul din patru adulți resimte singurătatea și unul din doi adolescenți s-au simțit cel puțin odată singuri. De aici se pot declanșa probleme grave de sănătate, precum boli cardiovasculare, de imunitate, de reglări de somn, dar și afecțiuni psihice. Este un factor de risc care precipită anumite tulburări, cum ar fi anxietatea, cum ar fi depresia, tulburări majore de tipul psihozelor, chiar și a demențelor, spune Eduard Moțoiescu, un psihiatru. Există două variante de singurătate, singurătatea în cuplu și singurătatea persoanelor care nu au variante de cuplu. În țările civilizate există flirtul social și uite așa ajungem la singurătate. Ar trebui să avem ONG-uri, ar trebui să avem cluburi care să organizeze lucrurile astea, explică Constantin Cornea, psiholog. Statele Unite ale Americii au de săptămâna trecută un ministru al singurătății, iar guvernul Marii Britanii a numit un astfel de demnitar încă din 2018, relatează Observator News.ro.